lasă mă ce spun. Dau încolo de emisiune, că mai facem noi și mâine. Mai ziceți, ce? Fii atent aici. De ani de zile fac emisiunea asta. De ani de zile în emisiune la noi vin doi. Da, domn. Ea frumoasă, el frumos. Da, domn. Și o întreb. Te-a luat de nevastă? Nu. Azi așa, mâine așa. Am zis, bă, hai să nu-i mai chemăm, că poate vin cu nepoți. Da. Azi așa, poi mine așa. Ei? Să știți că dacă anul viitor pe vremea asta Krishna și Rukmini nu se căsătoresc, eu ies la drumul mare, că mă vedeți că sunt neam de haiduc. Da, uitați-vă, neam de haiduc, de neam, de neam. Și găsesc lufată, îi găsesc lufată prim secret, de, nu se mai numește așa. Nu, se numește... Ministrul de finanțe european. Da, de european. Să fie european. Eu am o bănuială. Ce? E îmbrăcată într-o ceva care mie mi-aduce amirat. Da, mă, crezi că își face singură costumele? Să mor fără femeie. Pe cuvântul meu. Poate și asta e în prima audiție. Clar, costumul în prima în care vorbești despre Corina Dănila, faptul că o iubești, nu are nicio legătură cu aparițiile ei la televizor. Eu am iubit-o din secunda în care am văzut-o prima oară în realitate. E mult mai fragilă decât pare la televizor. La televizor, când am văzut-o prima oară pe Corina, ea pare așa, când am văzut-o pe hol la ProTV prima oară, zic, subțirica asta, amărâta asta, mititica asta, bebelușa asta, aveai un cap cât un pumn. Și acum ești mititică. Bine, pe cuvântul meu. Bine că ai zis numai de cap. Păi nu, că toată ești mititică, lasă-mă pace. Bine, lasă. Doamnelor și domnilor, trecem mai departe la un cuplu care nu se mai căsătorește odată. Este vorba despre Krishna și Rukmini. Bună seara și bine v-am regăsit. Voi cum vă spuneți în casă? Mami, tati. Da, mami și tati. Eu cum pot să vă spun? Că eu chiar să spun ție tati, am așa o genă. Suntem de seamă aproape. Deci, un an. Știu că e o diferență între noi. Spune-mi că ești tu mai mare, te rog. Normal? Da. Nu, nu. Ce v-am spus? Bărbați tot bărbați. Ai putea să-mi fii fiu. Deci, tati, întrebarea mea este, când avea fata 15 ani, cum de-ai luat-o cu tine? Că era minoră. Când ai cunoscut-o tu la Fălticeni. Deci să vă spun ca să înțelegeți pe ce vor. Oamenii s-au cunoscut la Fălticeni. El era super cunoscut, cânta în Cichitana Hai mai de mult și își căuta parteneră la Fălticeni. O vede pe asta frumusețe de fată ca Steaua Nordului și... Și vroiam să facem un cuplu. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Așa. Așa se numește acum. Vreau dacă să facem un cuplu. Un cuplu, și în viața de zi cu zi. Dar ce e obligatoriu? Nu e obligatoriu, dar... Eu mai la îndemână. Cu timpul ne-am învățat împreună și am rămas împreună. Eu am înțeles. De 9 ani de zile. Tu a trebuit să te duci la părinții fetii. Da, am fost la părinții fetei, da, la părinții ei, complicat. La socrii. Da. A fost complicat? La început, da. Cu mâna. Normal, cu vrăjeli. Cu vrăjeli. Cum fac bărbații, nu? În ziua de azi. Și? Și am promis că o să rămânem împreună. Și uite că suntem împreună de 9 ani de zile. A avut cineva obiecții la început când aveai 15 ani? Da. La început mama ei. Mama, nu? Da. Poate, dar ce costum senzațional ai. L-ai făcut cu mâna ta? Nu cu mâna mea. La... Da? Pietrele toate doar alea sunt cusute de tine. E absolut senzațional. Am înțeles că e pentru prima oară când apare mâncul ăsta. Da. Dar de ce ți-ai ales culoarea asta albă, așa, parcă ești mireasă? Am avut și roșu, de fapt am și roșu, am și verde. Mos, și verde. Am să fac și alb. Eu v-am zis că trage la nuntă. Dar de la nuntă fata, e clar, mie mi se pare un apropo-nț foarte bine aranjat. E, mai durează una și o să fie și nunta. Vedeți că aștept de 5 ani chestia. Nu, nouă. Dacă... Dar de ce un an? E ca să fie 10. Perfect. Și atunci gata. Bun, de unde știu eu că până la anul voi veți mai fi împreună? De unde știu eu că floarea iubirii voastre se va menține la anul ăla? Atâta timp cât apărăm pe posturile televiziunii și mai ales la noastră. Ce legătură? Păi n-are legătură, dar suntem totuși împreună. Nu contează neapărat hârtia. Uite, Share cu Bărbaxul a apărut la televizor, se dezvorsară și tot a apărut la televizor. Păi, sigur, dar oricum noi o să fim împreună. Nu le invita și pe Gicu că poate mă cere? Mai! Mine ce mă deranjează la Gicu? Nu e că nu te cere, da. Ci când a venit Gicu să te ceară și o pune genunchele în pământ și s-o dizloca meniscul și o desface cu greu cutia cu inelul, tu nu o să-l vrei. Și după aia tot pe capul meu o să rămâi, cu covaie bătrân. Mai nebunit. E, uite, tată, ziua în capul nu. Eu promit că o să vin la anul cu inelul, cum a spus lui Tanța. Și-o cer pe Tanța. Cum mi-a spus lui Tanța cu Gicu, eu o să vin în direct la anul cu inelul și o să-l cer pe Rukmini în fața telespectatorilor. Cât e azi? Bine, 15 martie, sănutăm. Bine,
Ok. L-am scris, să știi, treaba ta. Ce îți place ție cel mai mult la minunea asta de față? Că mă înțelege. Și că a stat alături de mine atâția ani de zi. Pentru că de vorbit limba te vorbesc și eu. Adică nu înțeleg că... ce spui. Că mă înțelege că așteaptă... Și că e frumoasă, nu? Păi normal. Stai, mă, tățelu, mă! Așa, zi, mama. Deci, tati, scuză-mă. Bure, Cristina, s-a dat. Deci ea întotdeauna m-a înțeles, oriunde am plecat eu, pentru că știți că sunt și organizator cu discotecele, cu petrecerile, cu nunțile. Și întotdeauna m-a așteptat, chiar dacă stă singurică acasă. Și prin asta am văzut că mă iubește și este alături de mine. Dar ea, când o văd liniștită așa, vreau să te întreb și eu o burtă. Ea face vreodată crize? Mă, Cristina, nu iei și tu odată de sfâmbetorul ăla de chiuvete, că mi-am băgat mâna până la jumătate și nu mai sunt însă... Dar toate femeile, mai fac, toate femeile. Fac multe. Faci multe? Țip? Țip. Incredibil. Așa face vocalize, pentru a pregăti un nou album. Am înțeles. Întrebare întrebătoare, ce cântați în seara? Incikidana. Ghicitoarea. Vreau să-mi le spune și nouă ce înseamnă versurile, că n-am înțeles niciodată. Incikidana înseamnă ghicitoarea. Ea ți-a ghicit ce am desenat noi aici. E vorba de învățătoarea Rita din Rașcapur, din filmul lui Articol 420. Filmul Articolul 420? Da, e partea a doua a Vagabondului. Da. Și când iese Rașcapur din pușcărie, Rita îi cântă o melodie la unde era ea, învățătoare. Și vreau să-ți mai pun o întrebare înainte să te rog să cânti. Și ce desenase eu? Desenase un păun, un morcov. Ceea ce... Bineînțeles că desenase și un morcov! Asta este vorba! Vă mulțumesc foarte mult! Acesta este CD-ul care l-am scos de curând. Stimați spectatori, vreau să vă arăt CD-ul. Ăla-i spatele. Ăsta-i spatele. Data viitoare poate pozez cu fața. Pare și față. Păi, vedem și noi. Eu am arătat întâi spatele, acum arătăm fața. Uite și un calendar. Iată și un calendar pe 2004, îți mulțumim foarte mult. Iată scena. Eu încercuiesc 15 martie. Încercuiește 15 martie și scrie ziua nunții. Auzi, asta Radu și n-am mai venit, că am nebunit aici. Până nu trebuie să mă duc eu să caut pe Sandala. Vine, Sandala și... Băi, eu mă duc după aia. Nu vă duceți, doamnă, că... Krishna și Rukmini, această victorie a muzicii indiene contemporane, gata să vă cânte! Okay.
sănătate, albe la măspana, aici de rana. Despre asta este vorba. Ce ai desenat pe acolo? Oh,
Și jur pe ochii mei că nu te-aș schimba.
amante, copile, iubitele și amantele. Prietenul meu și ora